Autoritățile județene au aprobat astăzi proiectul de hotărâre prin care 3 tronsoane de drum situate în localitățile Horlești, Lețcani, Scopoșeni și Lungani intră sub aripa Consiliului Județean Iași. Decizia vine ca urmare a realizării unui obiectiv important, centura ușoară de ocolire a municipiului Iași. Prin 3 proiecte de hotărâri, practic, au fost preluate de la OAT-uri, și aici mă refer la Bârnova, la Voinești, la Horlești și la Lețcani, sectoare de drum comunal, în evidența Direcției Județene de Drumuri și Poduri, pentru că apoi să fie declarat proiect de interes regional și evident să poată fi prins la finanțare. 77 de kilometri va avea această centură ușoară a municipiului Iași și sunt convins că va aduce condiții mai bune de trafic pentru participanți și evident condiții mai bune pentru toți, ceea ce înseamnă dezvoltarea socioeconomică a acestor comunități. 11 comune sunt practic traversate de această centură ușoară a municipiului Iași, pentru care avem o prealocare din fonduri europene pe exercițiul financiar 2021-2027 de aproximativ 60 de milioane de euro.